Îl poftim pe doctor alături de noi, iar dumneavoastră trebuie să înțelegeți ce rău vă face energizantul. Dar aflăm de la doctor, să-l poftim. Salut, doctore. Salut, și bine Cătălin. Ai revenit printre noi. Bine, ce faci? Te-am găsit. Uite, plin de energie azi. Ești plin de energie, dar iarăși ești întrognat așa, sau nu știu cum să zic, de la ambrozia cu care ai venit atunci. M-ați nenorocit cu ambrozia. Ai rămas sensibil. Am făcut foarte mult bine pacienților și oamenilor care s-au uitat, dar eu am rămas cu nasul înfundat. De atunci? Da. Păi și nici nu, dacă dai cu apă cu sare. Trebuie să mă duc la un doctor. Exact. Perfect. Doctor, ăsta e ficat? Ăsta e un ficat, da, ficat. Cum intri pe dreapta? Ficat, deci cum intri pe dreapta. Aici este, da. Pe dreapta? Deci pe când dreapta, îți dă la ficat, aici. Când îți dă la ficat, dar e rău. Dar când îți dă la ficat, te ia până și face spasm, nu mai lasă sângele să treacă până el. Și atunci nu mai poți. Nu mai poți, boxiorii, lovitura la ficat este cunoscută că te îndoaie, nu mai poți. După ce îți dă acolo, te-ai lovit, dar îți revii. Da, ăsta e un ficat corect, nu? Ăla e un ficat normal, da, nu e cirotic, nu este nici, Doamne ferește, cu alte nenorociri, așa trebuie să arate. Rozaliu e foarte frumos, e plăcut la atingere așa ficatul când... Perfect, uite, așa arată ficatul corect. Ficatul, dar unde corect stăm? Prima dată aici sau acolo? Unde? Trebuie să facem niște teste la început, să luăm niște glicemie. Hai să chemăm niște pacienți. Da. Primul pacient o să consume astăzi o shawarma și o să vedem... Primul pacient, Costin Dragomir, pozașul nostru, va veni astăzi la emisiune să mănânce o shawarma. După ce criterii l-am ales pe el să mănânce o shawarma? După kilogramele pe care le are. Iată, bună ziua, bine ați venit. Bine, te rog să iei. El este pacientul nostru, Costin Dragomir. Îți este frică de ace? Nu. Nu, o să-ți fie după ce îți fac eu. Deloc. Hai, ia un loc. Bun. Și alte pacient pe cine mai are? O să luăm pe Greta, bineînțeles, păi se poate. Greta, pacienta noastră, Greta va fi consultată astăzi în direct în fața milioane de telespectatori. Haide, Greta, treci la control, Greta. Dă sacoul jos, Greta, vii la control. Bună, bine ai venit. Nu trebuie bine, te-am găsit. Nu, se poate și așa, că tu trebuie să o înțepăm un pic într-un deget. Bine, eu să-i facem de două ori. Am crezut că ai venit și cu stetoscop. Și cu cel mai mare, probabil. Te rog. No, ia un loc acolo, Greta. Greta, unde ești? Să stau bine, mulțumesc. Care este planul? Să dau un fotoliu. Mulțumesc. O să luăm glicemiile. Eu sunt managerul spitalului. Poți să le fac? Da, vă rog frumos. Aveți bilet de trimitere? Aveți bilet de trimitere? Au, doctore. Dacă nu, veniți data viitoare. Au, bilet de trimitere. Deci, ideea e, oameni buni, că noi ne-am testat toți glicemiile aici înainte de a intra în direct, iar doctorul ne-a spus în felul următor, Marius Sava, domne, dimineața trebuie să ai până în 100 indicele glicemic pe nemâncate. La 2 ore după masă trebuie să ai sub 150. Da. Dacă aceste valori, care sunt reprezentative, se modifică destul de mult, asta înseamnă că ai o problemă. Toleranță alterată la glucoză se numește, adică o formă de prediabet. Diabet nu se mai pune prin nivelul glicemiei, acum se pune prin altceva, se numește hemoglobină glicozilată, este alta. Aia pe ultimele 3 luni. Exact, pe ultimele luni, da, exact. Asta se pune, glicemia doar cumva ți indică că ai tendința să te duci spre diabet. Iată, pacienții noștri astăzi, oameni buni, vor fi testați în direct pentru a afla ce glicemie au, după care ei mănâncă... Mănâncă fiecare, le-am pregătit câte un meniu complet. Cu tine Greta are salată, bineînțeles. Nu, eu i-aș da shawarma aici, nu? Nu. Dar distrugem pe pozaj dacă îi dăm ăsta la el. Uită-te în sus, foarte tare. Ai Greta, ai gemeni acasă și doare că te înțeapă doctorul. Să-mi aparatul, asistent, așa, bravo. Stai să-mi iau și pixul și foaia să notăm. Hai să vedem. Greta, câți ani aveți? 28. Ca și tine. Da. Greta. Eu nici nu știu dacă să spunem sau nu. 116. 116, mă rog, asta ce este. Ce ai mâncat ultima dată? Ora 12. Da. Ora 12 e 4 ore. 116, Greta? 116. Păi da, știi, dar trebuie să le spui oamenilor, doctore, eu ca manager trebuie să inform, să informez pe telespectatori că s-ar putea și stresul și panica să-ți crească puțin glicemia. Stresul și panica, mai ales cea care este declanșată de invitați, da? Perfect. Hai poza să vedem. Deci Greta e 116 la 4 ore după ce a luat ultima masă, tot o salată, cred că ai mâncat, nu? Da. Greta, să-ți aducem furculiță sau mănânci cu mâna? Mă descurc. Ok, perfect. E de-a noastră, știi unde e bucătăria. Costin, pozașul? Ia. Bravo. Facem aceste teste în fața telespectatorilor pentru a vedea exact cât de mult influențează alimentația și povestim despre energizante, cât de mult rău pot să facă. Pozașule, Costin Dragomir, 87. 87. Cât ai avut când ai mâncat ultima dată? De dimineață. De dimineață, da? 12.
Greta tot pe acolo. 12-11. 87, perfect. Ideea e că doctorul o să se testeze și el în fața telespectatorilor, pentru că el o să consume energizant. Puteți să începeți să mâncați, ca să nu mai pierdeți. Da, exact. Puteți să mâncați fiecare cu meniu. Unul cu șaorma, unul cu salată. Hai. Cu posibilități. Poftă mare. Mulțumesc. Așa, și să vedem dacă... Deci tu, practic, astăzi te testezi. Haide să te ajut, doctore, dă-mi voie. Uite cum l-am scos. Da. Te rog să-ți deci, iei. Practic, tu astăzi te vei testa mâncând... L-ai scos? Gata? Deci mâncând, nu mâncând nimic, bând energizant, corect? O să beau energizant și o să mă testez la sfârșit ca să vă arăt dacă crește sau nu. Vine cu tu ai zis că energizantul e iadul pe pământ. Crește. Energizantul e iadul pe pământ, adică ferească-te Dumnezeu. Iată, să vedem aici doctorul. Doctore, rezultatul este 108. 108. Când ai mâncat ultima dată? Acum 3 ore. 108. Indicile glicemic al doctorului, da? Uite, bun. Doctore. Pot să-mi iau și eu de curiozitate? Poftă mare, Ciucă, stai un pic că ne întrerup din experiment. Îți iei și tu imediat. Sunt curios. 20 de lei bun. Imediat pe pauza publicitară. 25 te rog frumos, ai Greta, curaj. Nu trebuie să mănânci cu microfonul în mână, Greta. Greta mănâncă și ține și microfonul. Nu, Greta, perfect. Hai, pozaș. Mamă, ce poftă mi-a făcut asta cu șaurma. Este bună, nu? Am ales-o cum trebuie. De salată în selfie. Salată înainte și apoi shawarma, asta știi e rețeta este foarte, perfectă. Este foarte tare. Caloriile din shawarma pe care o mănânci tu se regăsesc în paharul acesta, de energizant scot. Deci tu zici că tot ce are ea calorie e acolo? Da. Aceea este o shawarma care este cu are puține sosuri, așa am și cerut. Are în jur de 400 de calorii și asta are 350-380. E bună? La Greta? Eu? Tu nu bei? Nu, dar poți să bei tu dacă vrei. La Greta? Acolo... Ce? Acolo-s calorii, măi, Cătălina. Acolo nimic. Sunt, nu, e glumă. Perfect. Și tu începi acum? Și eu încep aici. Deci tu bei un energizant? Un energizant. Mă rog, unul din energizantele care se găsesc de 250 de mililitri. Deci un pahar de energizant. Da. Și vedem o dacă cutie, o doză de exact, energizant. Exact, o doză mică, că e și doză mare ca aceasta. Deci o doză de energizant bea doctorul pentru a face acest test. Da, eu zic așa. Hai să mergem să vorbim. Hai că să s-ar vorbim. Putea să mă ia tahicardia și nu mai pot să vorbesc. Păi și nu bei și de asta? Că să-ți iau și ție. Uite, lăsăm aici și din când în când te rog să-mi faci un semn ca să vin să bea. Și la finalul... La finalul mai iau o dată. La finalul emisiunii, nu? Da. Bun, hai să vedem. Hai să vorbim, doctore. Poftă mare. Mă, ce poftă mi-e deșa urmă, ne? Mai avem 10 minute, așa. Trebuie să... Măi, ne descurcăm. Greta nu vorbi cu gura plină. Stai cu mințica acolo și... papă tot. Papă tot. Bun. Deci, doctore, hai să vedem despre ce este vorba. Hai, zi-ne. Cuptorul corpului nostru se numește ficat. Cuptorul? Cuptorul. El ia lucrurile pe care le introducem noi în corpul nostru, le transformă în energie. Întotdeauna se întâmplă lucrul acesta. Fără un ficat sănătos, nu o să avem energie. De unde provine energia? Provine din zahăr, provine din grăsime și din proteine. Acum, care este lucrul pe care trebuie noi să-l înțelegem? Zahărul este cel mai accesibil lucru din care poate să formeze el energie. Așa că el, în primul rând, o să ia zahărul și o să-l transforme în energie. Ca să consumăm și grăsimea, trebuie să mâncăm puțin zahăr. Zahărul, fără nicio discuție, este poate cel mai mare criminal pe care îl ingerăm. Nu eurile. Mamă, criminal, cum ai criminal. Zis. Criminal. Zahărul este criminal. În serie? În serie. Dacă vrem să trăim sănătoși, înainte să renunțăm la țigară, înainte să renunțăm la alcool, înainte să renunțăm la orice, renunțăm la zahăr. Zahărul ne omoară. Pentru că dacă noi dăm mult zahăr corpului, corpul nu mai consumă grăsime. Ce face grăsime? Se așează pe lângă ficat, pe lângă inimă, grăsime viscerală se numește. Da. Se așează pe artere și începe să apară. Bă, hipertensiune arterială, bă, boala cardiacă, bă, Doamne ferește, infarct sau accident vascular cerebral. Deci nu trebuie să avem grăsime și ca să nu avem grăsime trebuie să mâncăm puțin zahăr ca să lăsăm ficatul să ia grăsime. Deci zahărul e criminal în serie. Da, criminal în zeche, repetat, dar dă și dependență. Și îl găsești bănene și în pâine în și orice. Asta în e. Eu am fost acum vreo 3 săptămâni, am zis, domnule, mă duc într-un supermarket să cumpăr ceva sănătos. Păi n-am găsit. N-am găsit la modul... Deși tu care te-ai dus chitit să cumperi ceva sănătos, doctor fiind, căutând ceva fără zahăr, te duci... și n-ai găsit. Dar nu noi care zahăr, ne ducem sănătos. Ca te duci și îți cauți salată. Salata are nu știu ce, pesticide, insecticide, nu mai mănânci nimic de aia. După aia te duci, iei pâine, pâinea, foaie, nenorocire și cu aia. Te duci orice are ceva. Te duci, iei apă, de care apă, cu CPH. Are minerale multe, are minerale puține, nici ea nu mai e sănătoasă. O să mâncăm gheață în curând, nu știu, gheață, apă... Sau să ne mutăm la țară. Sau să ne mutăm la țară, da, corect, acolo putem să mâncăm. Deci e o problemă cu zahărul care se găsește peste tot. După ce se transformă
în energie, stă o perioadă și după o perioadă ficatul apelează la rezervele de grăsime sau de glucoză pe care le avem și începe să transforme și mai multă energie, dar noi între timp mâncăm iarăși și nu îi dăm și lui niciodată pace. Așa că, apropo de postul intermitent și de postul în general pe care părinții noștri îl făceau, e foarte sănătos. Deci, oameni buni, post cel puțin 16 ore între ultima masă mâncată și prima servită. Exact, este foarte bine dacă reușim. Ore, da? La ficatul are nevoie. Ficatul are nevoie din când în când, măcar, poate nu. Bun, noi mai avem un sistem de rezervă care ne face energie, adică în momentul în care alimentația nu face față și trecem printr-un eveniment din acesta foarte stresant, avem niște organe care sunt deasupra rinichilor, se numesc glandele suprarenale. Ele fac adrenalina și fac și cortizolul. Sunt niște substanțe care sunt foarte bune în cantități mici, în cantități mari o să vedem că face rău. Și acestea două ajută la energie în momentele alea foarte stresante și foarte solicitante pe care le avem. Adică cumva ajută ficatul. Bun, deci, știi ce n-am înțeles cu alcoolul? Că mereu auzi chestia asta, dacă îi dai la ficat, îți bate în conductă. Aici ar trebui, o să spun ceva neoficial. Mă dezbrac de haina mea de doctor. Iată, îl avem alături de noi, da? Pe Marius Sava. Mi-a spus mie un doctor. Da, exact. Da. Că e mai bine să fie rar și memorabil, decât să fie des și puțin. Deci decât des și puțin, mai bine rar și memorabil? Da. Adică mai bine faci o beție de aia de vai mama ta. O dată pe an. Că să bei câte puțin în fiecare seară. Dar nu se poate măcar una pe trimestru? Cam mult totuși, adică depinde de ce faci, cât de memorabil. Una pe weekend. Și weekendul e o dată la pe fiecare săptămână. Asta e o problemă. Nu, ficatul trebuie să-i lăsăm timp să se refacă. Deci mai bine te duci, îți faci, te distrezi, te bucuri și apoi faci abstinență. O cură. Da. Perfect, zi. Bun, ce avem într-un energizant? Mai ești o gură de energizant, doctor, că tot ai frumos, zis. Că, uite, mă gândesc la ficatul tău acum. Poate nu-mi crește glicemia de ajuns. Deci, oameni buni, testăm glicemia celor trei pacienți astăzi la spitalul nostru, și anume Costin Dragomir, internat în rezervă cu Greta Dan. Greta este pe sălățică, i-a adus familia la casoletă, pozașul are relații la poartă și i-a trimis Neamu de la Pitești o șaorma prin paznicul de la poarta spitalului. Doctorul are un energizant pentru că e prieten cu asistenta și... Și pentru că da. Ce faci? Nu faceți ce face doctorul, faceți ce zice doctorul. Exact. Mâncați salată. Și bun, din când în când și șaorma. Zi, doctore. Bun, ce avem într-un energizant? Avem 80 de miligrame de zahăr. 80 de miligrame înseamnă echivalentul a cât se pune într-un cozonac. Extrem de mult. Uite cât înseamnă. Mamă, acolo atâta zahăr e într-o... Într-un energizant, mă. Mă, n-are cum, mă. Deci începei tu atâta zahăr? Da, ne uităm dacă vrei să vezi. Stai un pic, că, mama, deci atât de mult zahăr. Tu zi acolo, doctore, lasă. Bun, că caut eu ceva pe aici. Avem 80 de miligrame de zahăr și avem și echivalentul de cafeină din două cafele. Problema cafelei este următoarea. Deci un energizant e paharul ăsta, da? Și tu spui că, practic... Stai. Vreau să arăt cât zahăr. Atât, deci mai clar așa, nu? Este enorm de mult zahăr, zahăr. Parcă mi-e mai, intră mai repede în cap. Da. Bă, băiatul meu, deci un pahar de energizant are un pahar de zahăr? Da. Las-o dreacu, doctore, că... Păi, dar tu de ce crezi că dă dependență? Zahărul, suntem dependenți de zahăr pentru că avem dopamină. Dopamina se elimină în momentul în care dăm câte un lucru bun corpului nostru. Și dopamina, în momentul în care introducem ceva cu zahăr și noi știm că e bun la gust, că e și bun la gust, ăsta este adevărul, în momentul ăla începe să se secrete foarte multă și devenim dependenți de dopamină și mai bem, mai bem. Dar cum îți dai seama că ești dependent de zahăr? Eu păi, pot să stau adică fără zahăr. Păi știi de când n-am mai mâncat eu zahăr? Deci asta zice prima dată când consum zahăr după 17 zile. Păi da, dar de unde știi că n-ai consumat? Da, corect, am consumat în cantități mici din cele cumpărate, într-adevăr. Este, dar nu mănânci dulce, adică nu mănânci dulce, dar la fel. Da, eu nu pot să mă abțin. Când văd dulce, eu nebunesc. Mamă, atât zahăr, băi nene, într-un energizant. Alo, aruncați-le. Dar stai, mai beau, stai un pic, să mai beau un pic. Asta. Nu, acum... Da. Dar știi ce, mă, doctor, știi ce nu înțeleg eu și întotdeauna m-am întrebat? Dacă ăstea ne omoară cu zile, de ce mai sunt lăsate, mă, doctore, să le cumperi? Dar țigările de ce sunt lăsate? Dar alcoolul de ce este lăsat? E o putere financiară și eu pot să înțeleg la nivelul ăsta. Adică
în spatele acestei industrii sunt oameni care muncesc, sunt oameni cu locuri de muncă, sunt oameni care întrețin alte afaceri. Eu înțeleg, dar trebuie să le limităm. La noi în țară nici măcar nu este interzisă. În septembrie anul acesta este o directivă ceva, că o să se facă o lege să fie interzisă la copii și la adolescenți. Asta vreau să zic, la copii și adolescenți, asta e energizantul ăsta. Inhibă și dezvoltarea neurologică. Adică creierul. Creierul. Este demonstrat faptul că adolescenții care consumă energizante zilnice au o capacitate intelectuală mult mai scăzută decât cei care nu consumă. Bun, avem cafeină, echivalentul a două cafele. Deci un energizant. Exact, taurină, ginkgo biloba și guarana. Astea sunt niște lucruri care sunt toate neurostimulante. Întrebarea este, dă cu adevărat energie? Răspunsul este nu. Dă energie pentru două ore, pentru că glucoza crește foarte tare. Aici avem foarte multă energie. După care te duci în cap. Avem insulina care vine și scade foarte tare și o să ne simțim terminați. Și ce crezi că facem? Mai consumăm? Stați-mă la masă acolo, Greta, unde plecați? Plecați? Păi da, stai acolo, liniștită, să vedem că ați mâncat tot, să vadă telespectatorii. Uite, mână-ne cum fugă ăștia din emisiune. Da, nu se face așa. Păi... Bun, și ce facem aici? Când rămânem fără energie, vrem energizant iarăși. Îți dă dependență. Dă dependență. Hai, stai. Noi lor le luăm acum cât, cât timp? Poți așa, ai mâncat toată shaorma? Da. Toată ai mâncat-o? Da. Păi, ia. Mamă, m-am gândit că îmi lasă și mie un pic, nimic. Greta, ai mâncat toată salata? Hai, Greta! Papă tot! Bun, pentru de zahăr noi avem de, nevoie de 40 de grame pe zi, nu 80, cât are un energizant. 40 de grame! Da, avem tot nevoie. De ce avem nevoie? Că ai zis că putem să și avem, fără zahăr. Nu, fără zahăr deloc, dar avem zahăr în orice, avem zahăr în fructe, avem zahăr în legume. Echivalentul a zahărului inzerat în 24 de ore ar trebui să fie de 40. Dă inflamație sistemică, dă ficat gras, dă steatohepatită, dă hepatită. Cafeina este un neurostimulant, este foarte sănătoasă ea, dar crește ritmul cardiac și tensiunea și crește nivelul de cortizol și adrenalină. Când combini cu guarana, care este tot un fel de cafea, care crește ritmul cardiac și tensiunea și, bineînțeles, taurina, care, culmea, este un anticafea. Dar taurina asta nu e și sexual? Nu e, este un mit. Taurina este un extract din bilă de bou. Nu, dar știi că așa era, nu? Știu. Nu, e cred că cantarină. Nu, da. Dar taurină nu e pentru asta. Nu era ciucă stimulentă. Cred că cantarină. Cantarina era. Bun, fii atent. Ce facem când ingerăm toate astea dintr-o dată? Ne crește tensiunea. Uite să vedeți ce se poate întâmpla în creierul nostru în momentul în care crește tensiunea. Deci imagine... noi acum intrăm în creierul nostru dacă ne crește tensiunea după energizante. După energizant crește tensiunea. Problema este că dacă noi avem o problemă în creier cu vasele de sânge fără să știm, s-ar putea să fie rău. De ce? Pentru că începe să crească tensiunea. Și luăm deci cafeină. Deci asta se întâmplă în creierul nostru când... Asta e un vas de sânge. Imaginează-ți că e un vas de sânge. E o venă din creierul nostru. De fapt, o arteră. Și? Și crește presiunea. Și după aia vine și guarana și face și ea efectul. Și crește și mai tare. Și apoi vine asta și taurina. Asta e energizant în creierul meu? Da. Uite așa îți fac vasă. Am bușă în tinerețe, ce se știi. Întâmplă la un moment dat? Am bușă. Dacă se întâmplă asta, e greu. Sunt descrise în literatură foarte multe accidente vasculare care sunt în legătură cu consumul de energizant. Nu putem, este, da. Bun, mai avem o problemă în momentul în care consumăm foarte multe energizante, glandele acelea de care spuneam eu se pot epuiza și nu o să-ți mai facă adrenalină și rămâi fără adrenalină. Și până la urmă este și o chestie de voință, pentru că trebuie să punem în balans. Măi, care sunt avantajele? Avantajele sunt că e bun la gust. Da, e bun la gust. Îți dă energie pe termen scurt și are și niște vitamine inutile. Nu se absorb sistemic. Adică alea le luăm doar ca să scrie pe el. E ok. Foarte puțin. Poate foarte puțin se absoarbe. Dar foarte puțin. Care e soluția, domnule? Dormiți 8 ore. Unde da, mă, doctore, știu asta, e soluția asta. Alimentație. Mâncați un pic mai natural. Chiar dacă nu găsim nimic sănătos. Adică nu băga în tine toată ziua... Energizant toată ziua. Asta nici măcar nu trebuie să ți-o spună un doctor. Știi și tu că dacă consumi ceva care nu este natural în fiecare zi, o să ai o problemă la un moment dat. Și când ești tânăr, nu conștientizezi. Zici, bă, eu acum sunt forță, beau și beau. Nu e așa. Ne vine nota de plată. Deci somn, alimentație, apă și mișcare, oameni buni, ca să aveți un ficat sănătos și să fiți bine și cu creierul, corect? Să fiți, mai important să fiți bine cu creierul. Dar, doctore, mai stăm să că ar trebui să treacă de fapt cât până ar fi o glicemie corectă? Mie cred că a început să-mi crească deja.
a trebuit să treacă o perioadă de minim 20 de minute. Mie cred că a început să înțească. Hai de atunci să facem chestia asta la finalul emisiunii, ca să fie cât mai aproape de adevăr. Și luăm o scurtă pauză de publicitate înainte de a le arăta telespectatorilor că, uitat, ai venit cu pastilele astea care ai zis că sunt... Sunt pastile energizante, au început să le găsească și la noi. 10 pastile din acestea sunt echivalentul unei... Și sunt fel de mentosane sau cum? Sunt poți să gust, știi că nu se face, una nu se face nici una. Sunt un fel de mentosane, ele sunt bune la gust, nu sunt așa rele. Deci, oameni buni, ați aflat ce se întâmplă cu energizantele, ce se întâmplă cu pastilele energizante. Vedem glicemia celor doi pacienți care au venit astăzi un pic la noi. Ia să vedeți, urmăriți pixul, e bine, după o scurtă pauză publicitară, ne întâlnim să vedem dacă stați bine cu glicemia. Doctore, și tu, că și tu ești pacient astăzi.